La doar un an de la înființare, Basket Club Municipal Baia Mare și-a asigurat prezența pe prima scenă a basketului românesc. Formația antrenată de Sebastian Mann a promovat în Liga Națională în urma Final Four-ului care s-a desfășurat zilele trecute la Ploiești. Băimărenii au câștigat primele două meciuri după ce s-au impus cu 90-78 în fața Politehnicii Iași și cu 67-61 în fața formației Timba Timișoara. În ultimul meci, băimărenii au întâlnit echipa gazdă CSM Ploiești. Partida a fost una lipsită de miză în condițiile în care ambele echipe erau deja calificate în Liga Națională. Ploieștenii s-au impus în final cu 85-79 și încheie astfel turneul de promovare pe prima poziție. PCM termină pe poziția a doua și va evolua din sezonul viitor în Liga Națională de Basket Masculin.